fost odată ca niciodată un împărat pe care îl interesa un singur lucru, să poarte haine elegante. Îi schimba hainele aproape în fiecare oră și îi plăcea să se expună în fața oamenilor din palat. Acest obicei ciudat al împăratului s-a auzit din gură în gură și a devenit cunoscut în întreaga împărăție și dincolo de aceasta. Într-o zi, Doi escroci au venit la palat și i-au spus împăratul. Măria ta, noi suntem mari croitori și putem țese pentru tine haine dintr-un material magic pe care l-ar putea vedea numai oamenii foarte inteligenți. Împăratul a fost încântat. Ar fi minunat să am o haină făcută din material magic, s-a gândit el. Astfel a acceptat propunerea. Și a doua zi cei doi scroci au venit să ia măsuri împăratului, Pentru a arăta că ceea ce vor face e ceva extrem de dificil, calculau dimensiunile împăratului ore întregi. Au notat un morman de numere pe hârtiile lor pentru a face hainele magice ale împăratului. Împăratul, pentru că voia să afle cum erau noile lui haine, a trimis pe cel mai înțelept consilier al lui la atelierul escrocilor. Consilierul a rămas surprins, pentru că el nu vedea nici măcar o bucată mică de pânză. Escrocii l-au invitat înăuntru și au arătat umerașele goale de pe perete, spunându-i Uită-te la această haină frumoasă! Îți place culoarea?" Consilierul nu vedea nimic, dar a răspuns Da!" pentru că s-a gândit că dacă nu ar fi fost de acord cu ei, ar fi zis că e prost. Consilierul s-a întors la palat și i-a spus Împăratului: Nu a mai văzut atât de frumoase haine, Măria ta! Împăratul a fost încântat și când escrocii s-au întors să ceară mai mult aur și diamante pentru a le pune pe haine, Împăratul a fost de acord imediat. Astfel, scrocii au luat multe bijuterii și pietre prețioase cu pretextul că vor decora hainele. După puțin timp, cei doi croitori au apărut din nou în fața împăratului ca să-i predea noile sale haine. Măria voastră, închideți ochii și așteptați până când vă vom îmbrăca cu hainele pe care le-am făcut pentru dumneavoastră. Împăratul a închis ochii și aștepta plin de nerăbdare. Cei doi bărbați au pretins că l-au îmbrăcat cu hainele magice și apoi au pus o oglindă în fața lui pentru a le putea admira împăratul s-a rușinat mult, deoarece singurul lucru pe care vedea că îl purta era lenjeria sa de corp. Consilierul lui, care era acolo, a apreciat și admirat hainele invizibile, pentru că se temea că altfel regele l-ar fi considerat prost. Împăratul, rămânând încântat de cuvintele bune auzite de la consilier, a ordonat oamenilor săi să anunțe în toată împărăția lui că va face turul orașului pentru a-i admira toată lumea hainele lui minunate. Oamenii împăratului au anunțat imediat poporul. Cetățenii ai regatului, veniți mâine ca să vedeți cele mai frumoase haine pe care împăratul le-a purtat până acum. A doua zi, împăratul a făcut turul orașului și oamenilor prezenți acolo le era jenă să spună că nu au putut să vadă hainele. Din moment ce nimeni nu a vrut să recunoască prostia lui, toți au admirat hainele invizibile. Ce haine frumoase! Uitați-vă la diamantele și detaliile din aur! a strigat un bărbat care încerca să dovedească că vedea hainele și că era atât de inteligent ca și Împăratul și oamenii lui. Dintr-o dată, un băiat din mulțime a strigat: Împăratul este gol! Unul câte unul toată lumea a început să șoptească cuvintele băiatului până când toți au strigat. Băiatul are dreptate! Împăratul este gol! Este adevărat! Toată lumea a început să râdă de el. Împăratul s-a întors în camera lui rușinat și și-a dat seama că lumea avea dreptate. A fost înșelat și l-au făcut să creadă în ceva ce nu a existat niciodată.